Cuvântul Domnului pentru dimineața aceasta este din 1 Samuel, capitolul 4. Vom citi tot capitolul 4, este puțin mai lung, dar vreau să-l citim pentru a putea să prindem întreaga istorie care este acolo. Deci 1 Samuel, capitolul 4, începând cu versetul 1. Unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa: chemarea lui Samuel a ajuns la cunoștința întregului Israel. Israel a ieșit înaintea filistenilor ca să lupte împotriva lor. Au tăbărât lângă Ebenezer și filistenii tăbăruseră la Afec. Filistenii s-au așezat în linie de bătaie împotriva lui Israel și lupta a început. Israel a fost bătut de filisteni, care au omorât pe câmpul de bătaie aproape 4.000 de oameni. Poporul s-a întors în tabără și bătrânii lui Israel au zis: pentru ce ne-a lăsat Domnul să fim bătuți astăzi de filisteni? Haidem să luăm de la Shiloh chivătul legământului Domnului, ca să vină în mijlocul nostru și să ne izbăvească din mâna vrăjmașilor noștri. Poporul a trimis la Shiloh, de unde a adus chivotul legământului Domnului oștirilor, care șade între heruvim. Cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas, erau acolo împreună cu chivotul legământului lui Dumnezeu. Când a intrat chivotul legământului Domnului în tabără, tot Israelul a scos strigăte de bucurie, de s-a cutremurat pământul. Răsunetul acestor strigăte a fost auzit de filisteni și au zis: ce înseamnă strigătele acestea care răsună în tabăra evreilor? Și au auzit că sosise chivotul Domnului în tabără. Filistenii s-au temut pentru că au crezut că Dumnezeu venise în tabără. Vai de noi, au zis ei, căci n-a fost așa ceva până acum. Vai de noi, cine ne va izbăvi din mâna acestor dumnezei puternici? Dumnezeii aceștia au lovit pe egipteni cu tot felul de urgii în pustie. Întăriți-vă și fiți oameni, filistenilor, ca nu cumva să fiți rob evreilor, cum v-au fost ei rob vouă. Fiți oameni și luptați. Filistenii au început lupta și Israel a fost bătut. Fiecare a fugit în cortul lui. Înfrângerea a fost foarte mare și din Israel au căzut 30.000 de oameni pedeștri. Chivotul lui Dumnezeu a fost luat și cei doi fii al lui Eli, Hofni și Finea, s-au murit. Un om din Beniamin a alergat din tabăra de bătaie și a venit la Shiloh în aceeași zi, cu hainele sfâșiate și cu capul acoperit cu țărână. Când a ajuns, Eli aștepta stând pe un scaun lângă drum, căci inima era neliniștită pentru chivotul lui Dumnezeu. La intrarea lui în cetate, omul acesta a dat de veste și toată cetatea a strigat. Eli, auzind aceste strigăte, a zis: ce înseamnă zarva aceasta? Și îndată omul a venit și a adus lui Eli vestea aceasta. Și Eli era în vârstă de 98 de ani. Avea ochii întunecați și nu mai putea să vadă. Omul a zis lui Eli: vin de pe câmpul de bătaie și din câmpul de bătaie am fugit astăzi. Eli a zis: ce s-a întâmplat, fiule? Cel ce aducea vestea aceasta a răspuns, Israel a fugit dinaintea filistenilor și poporul a suferit o mare înfrângere și chiar cei doi fii ai tăi, Hofni și Finea, s-au murit și chivotul Domnului a fost luat. Abia a pomenit de chivotul lui Dumnezeu și Eli a căzut de pe scaun pe spate lângă poartă și a rupt ceafa și a murit, căci era om bătrân și greu. El fusese judecător în Israel 40 de ani. Norusa, nevasta lui Fineas, era însărcinată și sta să nască. Când a auzit vestea despre luarea chivotului lui Dumnezeu, despre moartea socrului ei și despre moartea bărbatului ei, s-a încovoiat și a născut, căci a apucat-o durerile nașterii. Când trăgea să moară, femeile care erau lângă ea i-au zis: nu te teme, căci ai născut un fiu. Dar ea n-a răspuns și n-a luat seama la ce îi se spunea. A pus copilului numele Icabod, adică nu mai este slavă, zicând: s-a dus slava din Israel. Spunea lucrul acesta din pricina luării chivotului lui Dumnezeu și din pricina socrului și bărbatului ei. Ea a zis: s-a dus slava din Israel, căci chivotul lui Dumnezeu este luat. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Săptămâna aceasta, în timp ce mă gândeam care să fie mesajul pentru Memorial Day, m-am gândit să mă duc în Vechiul Testament și să învățăm ceva din istoria poporului lui Dumnezeu, ceva care se aplică nouă. Și pentru că de Memorial Day ne aducem aminte de oameni care au murit, Duhul lui Dumnezeu mi-a îndreptat atenția asupra acestui pasaj în care, dacă am fost atenți, au murit peste 34.000 de oameni. A fost o zi tristă în istoria poporului Israel. O zi tristă și care de fapt reflectă o
perioadă tristă din istoria poporului Israel, pentru că această istorie și perioada despre care vorbim este definită foarte bine în 1 Samuel 3:1. 1 Samuel 3:1, un verset pe care îl știm bine. Tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedenile nu erau dese. Era o lipsă a cuvântului lui Dumnezeu. Era o secetă spirituală în poporul lui Dumnezeu. Totuși, vedem că Dumnezeu nu rămâne indiferent și aduce pe scena istoriei poporului Israel pe tânărul Samuel, despre care știm că, într-adevăr, a fost un om deosebit, un om care a adus cuvântul lui Dumnezeu și a fost un judecător al Domnului în poporul lui Israel, un om extraordinar. Citind textul din această zi, vedeți, textul se termină trist. De fapt, tot textul este trist când îl citim. Însă, nora lui Eli, care era mare preot, spune în versetul 21 pe care l-am citit și 22, a pus copilului numele Icabod, nu mai e slavă, zicând, s-a dus slava din Israel. S-a dus slava din Israel. Prin slava lui Israel, de fapt, femeia aceasta vorbea și cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre faptul că Dumnezeu părăsește pe poporul lui Israel. Poporul lui Israel întoarce spatele lui Dumnezeu și Dumnezeu îi lasă. Dumnezeu se întoarce fața de la ei. Și aș vrea să ne uităm în această zi, într-un mesaj pe care l-am intitulat Când se duce slava, să vedem cum dispare slava. Slava lui Dumnezeu nu dispare brusc. Prezența Domnului nu dispare brusc din mijlocul nostru. Prezența Domnului o pierdem încet, încet, fără să ne dăm seama. Acțiunile noastre, comportamentul nostru, atitudinea noastră față de Domnul, îl face pe Dumnezeu și să-și întoarcă fața de la noi și să pierdem slava. De aceea, în această zi, aș vrea să ne uităm în textul acesta, să vedem că acest text este o lecție pentru noi, pentru noi ca familie, ca persoană, ca biserică, și fiecare din noi să luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu, începând cu cel care predică, pentru că întotdeauna când mă pregătesc pentru un mesaj, mă pun eu însumi aici și mesajul ni se adresează în primul rând nouă preoților, pentru că vedeți, este vorba aici de Eli, de Hofni, de Phineas, este vorba de întregul popor, începând cu liderii lor. So, când se duce slava? În primul rând, slava se duce când înlocuim relația cu ritualul. Când înlocuim relația cu ritualul. Vedeți, știu că sună un clișeu, relație, ritual, totdeauna vorbim despre relație, însă este atât de important. Satana vine și ne spune, eu am mai auzit, este ca o lozincă, un clișe, cum spune americanul, și atunci trecem așa de ușor peste ea, dar este un adevăr ascuns acolo. Cred că este poate una dintre cele mai mari probleme ale creștinismului. Devenim creștini, suntem credincioși, acceptăm pe Domnul Iisus Hristos în viața noastră, în inima noastră. Suntem plini de pasiune pentru El, dar încet, încet, ritualul ia locul relației cu Domnul. Care sunt semnele că înlocuim relația cu ritualul? Relația noastră cu Domnul cu un ritual pe care îl facem pentru Domnul, cu un serviciu religios. Ne uităm aici în textul acesta, în primele 7 versete și vedem atunci când înțelepciunea omului e mai importantă decât cuvântul Domnului. Când înțelepciunea omului e mai importantă decât cuvântul Domnului. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 1, chemarea lui Samuel a ajuns la cunoștința întregului Israel. În sfârșit, Israel beneficia de acces la cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Samuel, dacă ne uităm bine în capitolul 3, el vorbește și prorocește. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, tot în versetul 1, Israel a ieșit înaintea filistenilor ca să lupte împotriva lor. Versetul 2, filistenii s-au așezat în linie de bătaie împotriva lui Israel și lupta a început. Israel a fost bătut de filisteni care au omorât pe câmpul de bătaie aproape 4.000 de oameni. Poporul s-a întors în tabără și bătrânii lui Israel au zis, pentru ce ne-a lăsat Domnul să fim bătuți astăzi de filisteni? Vorbeau între ei, dar n-au vorbit cu Domnul. N-au zis pentru ce ne-ai lăsat, Doamne, să fim bătuți de filisteni.
ci pentru ce ne-a lăsat Domnul. Și nu este rău dacă, n-ar fi fost rău dacă în sfatul lor spunea, hai să-L întrebăm pe Domnul. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu, haidem să luăm de la Shiloh cu chivotul legământului Domnului ca să vină în mijlocul nostru și să ne izbăvească din mâna vrășmașilor noștri. Pierd lupta cu filistenii și în loc să apeleze la cuvântul lui Dumnezeu, fac o ședință de comitet, cu comitetul spiritual, cu bătrânii lui Israel și iau o decizie bazată pe înțelepciunea lor. Și bazat pe înțelepciunea noastră, bineînțeles, Dumnezeu este Cel care ne luminează înțelepciunea, nu este o problemă asta, este bună și înțelepciunea noastră, dar înțelepciunea noastră nu poate niciodată să fie mai importantă decât cuvântul lui Dumnezeu. Amen? Și asta este primul pas. Pentru că dacă nu suntem atenți în viața noastră, vom merge bazați pe ceea ce știm. Și avem cuvântul lui Dumnezeu în casele noastre, avem Biblia, nu? Avem în casele noastre, avem în versiuni diferite, tot felul de traduceri. Avem cuvântul Domnului cu explicații, nu? Biblia cu explicații. Dar îl citim? Nu îl citim pentru că nu avem timp. Când suntem pe drum și aici în California petrecem o grămadă de timp pe drum, avem câte și mai câte stații de radio la care putem să punem și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Îl ascultăm? Nu îl ascultăm. Pentru că ascultăm știrile, poate, nu? Nu îl citim. Avem cuvântul lui Dumnezeu la biserică și nu venim la biserică. Sau venim, dar gândul nostru este altundeva. Avem un smartphone care este mai smart decât noi și satana este smart și prin telefonul ăla ne ține. De fapt, noi suntem în biserică, dar gândul nostru este altundeva. Să vedem ce se întâmplă. Și ni se pare că înțelepciunea noastră este mai importantă decât cuvântul lui Dumnezeu și nu consultăm cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este primul pas în a înlocui relația pe care avem cu Domnul cu un ritual numai. Proverbe 3, 5 cu 6 spune cuvântul lui Dumnezeu acolo, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te încrede în înțelepciunea ta, nu te bizui pe ea. Că nimeni nu are răspuns la toate întrebările, oricât de grozav. Și fiecare din noi ne considerăm înțelepți. Noi așa, cum să ne considerăm că nu suntem înțelepți? Dar cuvântul lui Dumnezeu este Cel care primează și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amen? Al doilea lucru, obiectele religioase sunt mai importante decât Dumnezeu. Un alt lucru care îl văd în textul acesta, ceea ce au făcut oamenii aceștia, au crezut că obiectele religioase sunt mai importante decât Dumnezeu. Știți ce au decis ei? Partea a doua, versetului 4, poporul a trimis la Shiloh, de unde au adus chivotul legământului Domnului oștirilor, care șade între heruvim. Hai să aducem chivotul, nu? Ce era chivotul? Și apropo, în textul acesta, aproape la fiecare verset, dacă nu la fiecare, tot al doilea verset, se menționează chivotul legământului lui Dumnezeu. The Ark of the Covenant. The Ark of the Covenant. Și ce au făcut? Au adus chivotul. Cam te rog să pui poza pe care am pus-o aici. Ce era chivotul Domnului? Știți bine, dar aș vrea numai să vă dau o imagine. Ce au făcut? L-au adus de acolo, de la Shiloh. Au adus chivotul purtat, bineînțeles, de patru oameni. Au venit și Hofni și Fineas, preoții fiii lui Eli. Eli nu mai putea să vină, nu mai vedea, avea 98 de ani, era gras, nu se mai putea mișca. Apropo, cineva spunea că ori de câte ori îl găsim pe Eli, vorbind despre Eli, întotdeauna era întins, pentru că nu se mai putea mișca deja. Atât a mâncat din carne adusă la jertfe, că au fost overweight total. But that's a different story. Vine chivotul și chivotul de fapt simboliza prezența lui Dumnezeu în mijlocul poporului. Și ce și-au spus bătrânii? N-a fost Domnul cu noi în bătălie? Nu-i nimic, îl aducem noi. Îl aducem noi. Dacă El nu ne-a dat izbândă, îl aducem noi în mijlocul bătăliei. Asta nu era un lucru nou, pentru că Moise și Iosua au făcut același lucru, nu? Dar ceea ce a uitat poporul lui Israel și bătrânii lui Israel, au uitat că Dumnezeu nu locuia în lada aceea. Dumnezeu
Se prezenta acolo, dar Dumnezeu nu locuia acolo. Pentru că nu există templu și lumea aceasta nu poate să-L cuprindă pe Dumnezeu, nu-i așa? Și Solomon, când se roagă, spune, Doamne, Tu că nu Te poate cuprinde cerurile întregi. Tu nu locuiești într-o casă făcută de mâini omenești. Dar există tendința noastră de a reduce pe Dumnezeu la limitele noastre. To put God in a box. Îl aducem cu noi. Și a uitat ce a spus Moise în Deuteronom 20 cu 4. Ia uitați ce spune Moise pentru poporul lui Israel. Căci Domnul, Dumnezeul vostru, merge cu voi ca să bată pe vrăjmașii voștri, ca să vă mântuiască. Domnul merge, nu chivotul merge. Domnul merge. Și un alt lucru care aș vrea să-l punctez aici, evreii nu spun să aducem chivotul pentru ca Domnul să ne izbăvească. Uitați să vine în versetul 3 ce spune, evreii. Haide să luăm de la Shiloh chivotul legământului Domnului ca să vină în mijlocul nostru. Uitați-vă bine, cine să vină în mijlocul nostru? Domnul? Chivotul. Și să ne izbăvească din mâna vrăjmașilor noștri. Să vină chivotul, să vină lada asta, că asta ne izbăvește din mâinile vrăjmașilor noștri. Și vă spune, frate Crinșor, you're preaching to the choir. This is the wrong crowd, ca să preach. Noi nu suntem în pericol. În pericol sunt biserica cei ortodoxi, catolici, că ei au tot felul de icoane, ei au tot felul de ritualuri, ei au cruci, ei au altar, ei sărută crucea, ei se închină la moaște, la osemintele sfinților, nu noi. Și este adevărat, ei sunt în pericol. Pe noi nu ne paște pericolul ăla. Noi însă ne putem face vinovați să încercăm să-L manipulăm pe Dumnezeu prin obiecte sau prin ritualuri. Putem să cădem în capcana aceea. Mulți uită că simbolurile nu sunt realitate. Botezul este un simbol, nu? Faptul că te-ai botezat înseamnă că automat ești mântuit? Nu. Botezul reprezintă, ar trebui să reprezinte o realitate ce s-a întâmplat în viața ta, în viața mea. Și după ce am fost născut din nou, am fost botezat, am fost îngropat cu Hristos și m-am trezit la o viață nouă. Asta este simbolul botezului. Cina Domnului este importantă, frați și surori? Foarte importantă. Sunt niște simboluri a cui? Trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Dacă particip la cină, automat ți-s iertate toate păcatele, automat... Nu, depinde cum ai venit la cină. Să nu cumva să cădem în capcana că, mă duc la cină și foarte bine, frați și surori. Apropo, paranteză, apreciez foarte mult că la cină întotdeauna avem cea mai numeroasă prezență. Apreciez foarte mult. Înseamnă că punem un accent pe cina Domnului. Ar fi bine să venim în fiecare duminică, să considerăm că e cină și poate că trebuie să facem cina în fiecare duminică. În biserica primară așa se făcea, în fiecare duminică se făcea cina și nu este rău. Dar să nu uităm, obiecte religioase nu sunt mai importante decât Dumnezeu. Dumnezeu este cel mai important. Amen? Și apoi, un lucru foarte important. De ce am înlocuit relația cu ritualul? Este pentru că în mintea noastră omenească, biruința e mai importantă decât pocăința. Biruința este mai importantă decât pocăința. Și sunt sigur, pentru că predica are cea mai scurtă viață. Predica are cea mai scurtă viață. Și câteodată eu vreau să am un punct din predică cel mai important și ați rămas cu altceva. De exemplu, din predica de duminica trecută, toți ați rămas cu Pepsi. Așa-i? Și nu asta a fost the reason. The main point a fost altul. Să dorim apa vie, apa Duhului Sfânt. Dar aș vrea să rămânem cu lucrul ăsta, pentru că poate că ăsta este cel mai important, este aici. De multe ori vrem biruință fără pocăință, frați și surori. Uitați ce spune începând cu versetul 4. Cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas, erau acolo împreună cu chivotul legământului lui Dumnezeu. Au venit în tabără. Versetul 5.
Când a intrat chivotul legământului Domnului în tabără, tot Israelul a scos strigăte de bucurie, de s-a cutremurat pământul. Răsunetul acestor strigăte, versetul 6, a fost auzit de filisteni și au zis: ce înseamnă strigătele acestea care răsună în tabăra evreilor? Și au auzit că sosise chivotul Domnului în tabără. Au adus chivotul Domnului, Hofni și Fineas. Preoții erau acolo, erau cei care însoțeau acest cuvânt, acest chivot, și evreii au început un worship time acolo, extraordinar. Și au început să strige și s-a cutremurat pământul, a fost extraordinar. Pentru că de ce? Vreau biruință! Vreau să îi spământe pe filisteni. Acum, dacă aveau chivotul, vreau să și erau siguri că vor avea biruință. Trebuia să biruiască cu orice preț. Dar, din nefericire, deși chivotul era în tabăra lor, Dumnezeu nu era în tabăra lor. Dumnezeu nu mai era aliatul lor, Dumnezeu devenise dușmanul lor. De ce? Pentru că în popor era păcat. Pentru că poporul vrea o biruință, dar fără pocăință. Și de asta filistenii i-au bătut pe oriunde i-au prins, câte vreme au fost în păcat. Știți care era starea poporului? Ultimul verset din Judecător, Judecător 21:25, un verset pe care îl știm așa de bine. Pe vremea aceea nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce îi plăcea. Și când fiecare face ce îi place, să știți, asta nu înseamnă că face că îi place să urmeze pe Domnul. Face, avem noi o vorbă românii, cel taie capul. Fiecare face ce îi place. Și știți ce fac oamenii când le place? Vrem să fim și cu Dumnezeu și cu lumea. Și cu Dumnezeu și cu lumea. L-am pus pe Dumnezeu în chivot și în cort. Pentru ca noi să putem să facem ce vrem în afara cortului. Și tonul păcatului era dat de preoți. 1 Samuel 2:22. 1 Samuel 2:22. Eli era foarte bătrân și a aflat cum se purtau fiii lui cu tot Israelul. Și a aflat că se culcau cu femeile care slujeau afară la ușa cortului întâlnirii. Dumnezeu e în cort, iar noi la ușa cortului facem ce vrem. Venim la biserică și suntem sfinți, venim la biserică și suntem grozavi. Când am ieșit de pe ușa afară, de pe ușa cortului, doesn't matter what we do. Că Dumnezeu nu ne vede, El e în chivot. El a rămas la biserică. Și acești doi fii al lui Eli cunoșteau toate ritualurile închinării din cort. Dar în afara cortului se dădeau la ororile întinării. Nu mai era închinare, era întinare. Și prin comportamentul lor transmiteau un mesaj poporului: oh, e ok să fiți sfinți în cort. E ok să fiți sfinți în biserică. Aici toți suntem sfinți. Aici toți suntem aliniați, aici toți suntem plini de Duhul, aici ridicăm mâinile sus. Când mergeți afară din cort, faceți ce vreți. Și tot poporul știa, spune cuvântul lui Dumnezeu că el i-a aflat, vedeți, tot poporul vorbește, uite ce faceți, măi, uite ce faceți. Și avem aici noi, în mintea noastră omenească, și vine satana și ne spune să facem o diferență între sacru și profan, între ceea ce este sfânt și ceea ce nu este sfânt. Și Domnul vorbește prin profetul Ezechiel și vorbește poporul lui Israel și le spune: este atât de important să nu faceți diferență între sacru și profan. Să nu aveți o viață dublă, una la biserică și una acasă. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, acolo vorbește despre preoți, Ezechiel 44:23. Ezechiel 44:23. Preoții vor învăța pe poporul meu să deosebească între ce este sfânt și ce nu este sfânt. Și vor arăta deosebirea dintre ce este necurat și ce este curat. Pentru că noi, it's ok, noi putem să facem orice. We don't care. We don't care. Și poporul a căzut în această capcană. Și bisericile secolului 21 cad în această capcană.
Și din dorința de a avea cât mai mulți membri, din dorința de a crește biserica, atunci lăsăm tot mai largă ușa. Suntem tot mai îngăduitori în ceea ce privește păcatul. Și lumea se strecoară subtil în biserică. Trăim cum vrem noi, în păcat. Și apoi ne mirăm de ce nu avem biruință. Nu contează. Dar de ce nu ne dă Domnul biruință? Cum de-a îngăduit Domnul? Dar cum și-a permis Domnul să ne lase pe mâna filistenilor? Dar cum a putut să vină peste casa mea un necaz atât de mare? Dar cum n-am avut biruință? Știi de ce n-ai avut biruință? Cum stai cu pocăința, dragul meu? Cum stai cu pocăința? Ai o relație cu Dumnezeu sau n-ai o relație cu Dumnezeu? Nu cumva trăiești o viață dublă. Că dacă este păcat în viața noastră, dacă este păcat în biserică, putem noi să tot strigăm ca și Israelul. Putem să strigăm stigăte de biruință. Că știi ce se întâmplă? Nu se întâmplă nimic. Dumnezeu nu acționează. Filistenii încă se ambiționează și mai tare. Oh, hai să-i batem, domne. Ăștia sunt niște fake. Și lumea ne știe că nu poți să bei cu el la masă și apoi să-l chem la biserică, scuzați-mă. Nu poți să faci asta. Ce mărturie ai tu pentru ăla necredincios? O să spună, eu nu vreau să devin pocăit ca tine. Păi voi pocăiți să faceți exact ce facem și noi. Are you telling me I need Jesus? You cannot do that. Nu poți să-mi spui mie să nu curvești și tu curvești ca cei doi fii al lui Eli. You cannot do that. Și vrei biruință. Și vrei binecuvântare. Let me tell you something. God is not gonna bless your mess. Amen? He's not gonna bless that. Doesn't matter who you are. Ori ești pastor, ori nu ești pastor, ori mai știu eu cine ești. It doesn't matter who you are. He's not gonna bless your mess. Dumnezeu nu se va lăsa folosit de oameni păcătoși care caută să-și atingă scopurile lor meschine sau egoiste. Nu. Dacă poporul lui Dumnezeu s-ar fi dus la Samuel și l-ar fi întrebat Samuel, de ce a îngăduit Domnul ca să fim bătuți de filisteni? Sunt sigur că Samuel ar fi avut un cuvânt de la Domnul și ar fi spus, știți de ce? Pentru că este păcat în popor. Fiți atenți. Știu că o să trec peste 12, deja v-ați obișnuit cu mine. De seară nu este program. Uitați-vă bine, din capitolul 3 și până în capitolul 7, Samuel nu este menționat deloc. Dispare de pe paginile Bibliei. Dar ce s-a întâmplat cu el? A plecat într-o altă țară? Nu. Samuel era acolo. Dar poporul lui Israel nu s-au sinchisit să meargă la Samuel să-l întrebe. That's why. Și când în sfârșit s-au dus la el să-l întrebe, în capitolul 7, în 1 Samuel capitolul 7, după 20 de ani în care s-au săturat de păcatul lor și și-au dat seama că sunt tot învinși, se duc la Samuel și întreabă, și uitați ce spune Samuel, 1 Samuel 7:3. Samuel a zis întregii case a lui Israel, dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru Dumnezei străini și astarteele, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui. Și atunci, adaug eu, El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Atunci o să aveți biruință. Prima dată vine pocăința și apoi vine biruința. Dar noi vrem ca Dumnezeu să binecuvinteze păcatul nostru, viața noastră imorală, nepăsarea noastră, ignorarea cuvântului lui Dumnezeu. He's not gonna bless that. He's not gonna bless that. Și toate astea pentru că religia a devenit doar un ritual pentru ei. You know? Știm noi mulți. Și la noi, la români, se practică. Paști și la Crăciun, nu? Și atât. Doamne, păzește-ne de capcana aceasta. Și nu ne face să pierdem slava Ta datorită înlocuirii relației cu ritualul. Dumnezeu să ne păzească de lucrul acesta. Amen? Amen. Al doilea lucru, a doua cauză mare pentru care pierdem slava lui Dumnezeu este atunci când cădem în capcana religiei false. Când cădem în capcana religiei false și vreau să mă adresez în primul rând tinerilor, dar nu înseamnă că numai tinerii sunt în această situație. Aș vrea să privim puțin din punctul de vedere al filistenilor.
Filistenii erau vecinii lui Israel. Filistenii aveau șansa să-L întâlnească pe Dumnezeu cel viu. Aveau șansa să creadă în Dumnezeu cel adevărat. Ei însă, în această zi, sunt un exemplu cum putem să pierdem pe Dumnezeu datorită religiei false. Și uitați, când mă uit la filisteni, ce văd? Cădem în capcana religiei false când negăm unicitatea lui Dumnezeu. When we deny the uniqueness of God. Filistenii s-au temut, spune versetul 7, și au crezut că Dumnezeu venise în tabără. Vai de noi, au zis ei, căci n-a mai fost așa ceva până acum. În originalul din limba ebraică spune, au crezut că un Dumnezeu venise în tabără. Și o să vedeți că așa este normal, pentru că în următorul verset spune, Dumnezeii lui Israel ne-au... Cum au lucrat Dumnezeii lui Israel în Egipt. Pentru filisteni, Dumnezeul adevărat era doar un Dumnezeu. A God. A God. And we live in this pluralistic society. Într-o societate pluralistă. În care copiilor noștri și mereu, din când în când, eu amintesc lucrul acesta, sunt expuși la acest... la această gândire. Oh, we Christians are okay, Islam is okay, Buddhists are okay, we all worship the same God. No. We don't worship the same God. But how about Islam? You know, they say, well, they worship Allah, and Allah is the same God, is the same as Jehovah. No. It's not. It's not. Pentru că singurul Dumnezeu adevărat este cel revelat prin Fiul Său, Iisus Hristos. Amen? Allah nu este același Dumnezeu. Nu este același Dumnezeu. În Coran se spune clar că Allah nu poate să aibă fiu. Și noi spunem, noi credem în Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. În Coran ni se spune că Iisus n-a murit pe cruce. Iisus a scăpat de pe cruce. Și a murit de moarte naturală. Apoi a înviat și a fost ridicat la cer. Știți ce spune? Știți ce spune 1 Ioan 2:23? 1 John 2:23. Uitați ce spune. Oricine tăgăduiește, or denies, neagă pe Fiul, n-are pe Tatăl. Oricine mărturisește pe Fiul, are și pe Tatăl. You know what that means? The only true God is the God revealed through His Son, Jesus Christ. Amen? Religia falsă va încerca să nege pe Dumnezeul adevărat. Stay away from those people who are denying the true God. Stay away from them. Al doilea lucru, neglijează informația despre Dumnezeu. Nu mai neagă unicitatea lui Dumnezeu, neglijează informația despre Dumnezeu. Uitați ce spune versetul 8. Vai de noi, spun filistenii, cine ne va izbăvi din mâna acestor Dumnezei puternici? Vedeți? Iarăși vorbește despre Dumnezeii lui Israel. Dumnezeii aceștia au lovit pe egipteni cu tot felul de urgii în pustie. Wow! Inamicii poporului lui Israel știu despre istoria poporului lui Israel, știu despre ceea ce a făcut Dumnezeu pentru poporul lui Israel. Ei știu ceva despre Dumnezeu. Și dacă erau mai interesați, puteau să afle și mai mult despre Dumnezeu. Putea să aibă acces la informație clară și curată. Oficial, evreii credeau doar într-un Dumnezeu. Dar din punct de vedere practic, bazat pe ceea ce am citit mai cu 5 minute înainte, evreii începeau să se închine și altor dumnezei. Și aici vine oarecum o întrebare pentru noi. Cum îl prezentăm pe Dumnezeu celor nepocăiți, celor necredincioși? Suntem o mărturie bună pentru ei? Dăm informația corectă despre Dumnezeu? Sau prin comportamentul nostru îi facem să stea departe de Dumnezeu? Mă gândesc la filisteni. Ce tragedie să ai vecini credincioși și să nu îl ai pe Dumnezeu. Să ai chivotul lui Dumnezeu, pentru că, până la urmă, chivotul lui Dumnezeu a căzut în mâna filistenilor. Și totuși
să nu-L ai pe Dumnezeu. Aveau șansa, aveau șansa. Și apoi, cădem în capcana religiei false când sfidăm suveranitatea lui Dumnezeu. Oamenii aceștia au crezut că pot să-L bată pe Dumnezeu. Pot să se ia la trântă cu Dumnezeu. Uitați ce spune versetul 9. Întăriți-vă și fiți oameni, filistenilor, ca nu cumva să fiți robii evreilor, cum v-au fost ei rob vouă, fiți oameni și luptați. Au crezut că pot să lupte împotriva lui Dumnezeu și să-L biruiască. Da, frate, dar din Biblie aflăm că Israel a fost bătut de câteva ori de filisteni. A fost bătut, dar nu din cauza că Dumnezeu este neputincios, ci din cauza că Dumnezeu i-a dat pe evrei în mâinile filistenilor. Este o frază care se repetă de multe ori în Cartea Judecătorilor. Și Dumnezeu a dat pe Israel în mâinile lui cu tare. Pentru că Dumnezeu este Cel care îngăduie. Știți ce se întâmplă în zilele de astăzi? Oamenii cred că dacă se întâmplă unele lucruri care par a fi împotriva voii lui Dumnezeu, ei cred că vom birui pe Dumnezeu. Vom câștiga. Că au putere împotriva lui Dumnezeu. Nu este așa. Nimeni nu poate să-L învingă pe Dumnezeu. Amen? God has the last word. Și dacă ne uităm, când mergeți acasă, dacă verificați predica și vă uitați ce scrie după aceea versetul, capitolul 5, au luat filistenii chivotul. Știți ce au pățit? Vai de ei! Vai de ei! L-au pus în aceeași cameră cu Dagon, cu unul din Dumnezeii lor. Și ce s-a întâmplat cu Dagon? A căzut. Și s-a rupt Dagon în bucăți. După aceea a zis, mai, hai să duce, facem ceva cu chivotul ăsta, ceva, nu-i ok. Au dus la Aștod. Ce s-a întâmplat? I-a lovit Dumnezeu cu hemoroizi, cu bube la șezut. Yes, asta e cuvântul modern care se spune, bube la șezut. Versetele 11 și 12 din capitolul 5 spune, erau îngroziți, mureau și au recunoscut că nu pot să stea împotriva Domnului și au trimis chivotul înapoi la evrei până la urmă. You cannot fight God and win. No. God is always winning. Amen? God wins in the end. Amen. So, să avem grijă să nu cădem în capcana religiei false. Și apoi, numărul 3, slava Domnului o pierdem când ignorăm consecințele vieții fără Dumnezeu. Când nu ne gândim care sunt consecințele vieții fără Dumnezeu. Vedem din viața noastră de zi cu zi cum unii oameni, după ce au stat 10-20 de ani pe calea credinței, s-au împietrit și spun, it's the same thing, eu mă las de Dumnezeu, eu nu mai pot să cred în Dumnezeu. Și nu s-au gândit și nu se gândesc ce înseamnă viața fără Dumnezeu. Și vreau foarte pe scurt să punctez câteva lucruri ce înseamnă viața fără Dumnezeu. Când trăiești fără Dumnezeu, după ce ai pierdut slava lui Dumnezeu, pierzi bătăliile vieții. Pierzi bătăliile vieții. Avem bătălii în viață? Avem. Unii se mai bat așa, soț cu soție. Ce păcat! Că avem atâtea bătălii împotriva familiei noastre încât ne facem un deserviciu extraordinar ca să mai argue, you know, soț și soție. It's not worth it. It's not worth it. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Samuel 10 cu 11. Filistenii au început lupta și Israel a fost bătut. La începutul capitolului au căzut 4.000 de oameni, acum au căzut aproape 30.000 de oameni. Și mereu și mereu pierzi bătălii. De ce? Pentru că Domnul nu mai este cu tine. Și avem bătălii și Satana prin filistenii lui ne tot atacă și ne atacă. Și suntem îngenunchiați și suntem trântiți la pământ de atâtea ori. De ce? Pentru că L-am pierdut pe Dumnezeu. Pentru că poate persistăm în păcatul nostru. Pierzi bătăliile vieții. Al doilea lucru. Dacă nu L-ai pe Dumnezeu, pierzi semnificația vieții. Pierzi semnificația vieții. Și nu este nimic mai grav în lumea aceasta decât să-L pierzi pe Dumnezeu pentru că viața ta e mizerabilă. Oh, come on, predicatore. Eu mă simt atât de bine fără Dumnezeu. Nu mai crezi că te simți bine. Îl pierde pe Dumnezeu este mult mai grav, și vă rog să fiți atenți, decât pierderea unei bătălii sau pierderea unei persoane dragi. You're talking about moarte? Da, e mult mai grav. Chiar dacă îți pierzi
copilul tău. Uitați-vă ce se întâmplă când vine un mesager de pe câmpul de bătaie și uitați ce spune versetul 16. Omul a zis lui Eli, vin de pe câmpul de bătaie și din câmpul de bătaie am fugit astăzi. Eli a zis, ce s-a întâmplat, fiule? Versetul 17. Cel ce aducea vestea aceasta, ca răspuns, a zis, Israel a fugit dinaintea filistenilor și poporul a suferit o mare înfrângere și chiar cei doi fii ai tăi, Hofni și Fineas, au murit și chivotul Domnului a fost luat. Asta e nenorocire, frați și surori? E nenorocire. Uitați-vă ce spune versetul 18. Abia a pomenit de chivotul lui Dumnezeu. Abia a pomenit de chivotul lui Dumnezeu și Eli a căzut pe spate, lângă poartă, și a rupt ceafa și a murit, căci era un om bătrân și greu. Abia a pomenit de chivotul lui Dumnezeu. Eli nu moare când i s-a spus că a pierdut pe cei doi fii ai lui. Eli moare când i se spune chivotul lui Dumnezeu a fost luat. Aplicația la noi. Doamne ferește! Doamne ferește! Se întâmplă. Putem să pierdem persoane dragi din familiile noastre. În cazul lui Eli, copiii lui. Poți să pierzi părinți. Se întâmplă lucruri. Make sure că nu moare Dumnezeu în viața ta. Pentru că este mult mai important să-L ai pe Dumnezeu decât oricine în lumea aceasta. Pentru că dacă îți moare Dumnezeu, și vă rog să mă înțelegeți cum vorbesc, dacă îți moare Dumnezeu, nu mai are rost să trăiești în viața asta. Pierzi semnificația vieții. Pentru că îți moare cineva drag, ce faci? Înnebunești? Nu nebunești. Ci te prinzi cu amândouă mâinile de Dumnezeu, că El este viu în vecii vecilor. Și Dumnezeu acesta de care te prinzi te va ajuta și ți-a promis și îți garantează că te vei întâlni cu cel drag dincolo. Dar dacă l-ai pierdut pe Dumnezeu, ai pierdut totul. Pierzi semnificația vieții. Ce folosește unui om, spune Domnul Iisus Hristos, ca să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Ce folosește unui om? Pierzi semnificația vieții, apoi pierzi bucuria vieții. Pierzi bucuria vieții. There is no joy without God in your life. Cum să nu? Am joy, eu mă duc, when I get high, when on drugs, when, când mă îmbăt, trag o beție, sunt atât de bucuros. Yeah, right, ești bucuros. Asta e minciunea satanei. Pentru că atunci când te trezești, ești mai mizerabil decât ai fost oricând în viață. Pierzi bucuria vieții. Fiți atenți. Nora lui Eli naște. Care din voi a fost supărați când se naște un copil? It doesn't matter. Și dacă la început poate a fost necăjit că au mai venit încă unul. Când s-a născut copilul, este bucurie, ești happy. Eu îmi amintesc când s-a născut copiii mei, mai ales când s-a născut primul, eram atât de happy încât am și făcut un accident. Am intrat într-unul cu mașina, ca nu mai eram până al nouălea cer, nu? Și uitați ce spune aici. Când trăgea să moară, versetul 19, versetul 20, scuzați-mă. Femeile care erau lângă ea i-au zis, nu te teme că ți-ai născut un fiu. Dar ea n-a răspuns și n-a luat seama la ce îi se spunea. Și urmează următorul verset. A pus copilului numele Icabod. Nu mai este slavă, zicând, s-a dus slava din Israel. Pentru că atunci când nu-L ai pe Dumnezeu, nici măcar un baby, nici măcar un copil nu mai poate să aducă bucurie, adevărata bucurie, și pierzi bucuria vieții. Nimic nu poate să compenseze pierderea lui Dumnezeu din viața ta, nimic, nothing, nothing. Nici copiii, nici prietenii, pentru că nu mai e nicio bucurie. Să avem grijă. Și apoi ultimul lucru și cu asta închei, pierdem promisiunea vieții cu V mare, capital V, capital A-L. Pierdem promisiunea vieții, adică a vieții veșnice. Pentru că Ioan 3:16 spune, este versetul de aur al Scripturii, nu? Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede să aibă viață veșnică.
Dacă l-ai pierdut pe Dumnezeu, cine are pe Fiul are viața, cine n-are pe Fiul n-are viața. Și de fapt ceea ce s-a întâmplat aici, în capitolul 4, este pedeapsa lui Dumnezeu pentru casa lui Eli, care a fost prorocită în 1 Samuel 2:27 și nu mai vreau să citesc, și s-a spus lui Eli, uite ce se întâmplă, pentru că este păcat. Pentru că nu-ți disciplinezi copiii, pentru că nu iei măsuri, asta se va întâmpla. Slava lui Dumnezeu s-a dus. Și pierzi promisiunea vieții eterne. Și ce folos că ai trăit pe pământul acesta 50, 60, 70, 80 de ani, 90 de ani, 98 de ani ca și Eli. Dacă nu ai viață veșnică, nu? Și aș vrea să te întreb în această dimineață dacă mai este slavă în viața ta, prezența Domnului, în casa ta, în viața ta, în biserica Agape, în cercurile noastre de prieteni, dacă slava lui Dumnezeu și are loc. Vorbeam aici despre chivotul lui Dumnezeu, about the Ark of the Covenant, și vorbeam despre faptul că nu putem să-L punem pe Dumnezeu într-o boxă, într-o cutie. Dar vedeți, Dumnezeu a ales un mod extraordinar de a-și arăta slava Lui și spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan 1:14. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și adevăr. Cuvântul s-a făcut trup. A devenit o persoană. Și uitați ce spune mai departe. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. O slavă, slava lui Dumnezeu. Și nu știu, nu vă cunosc chiar pe fiecare, pe majoritatea vă cunosc, aș vrea să te întreb dacă ai primit pe Domnul Iisus Hristos în viața ta. Aș vrea să te întreb dacă acest chivot al lui Dumnezeu, care este Domnul Iisus Hristos, în care stă slava lui Dumnezeu, este în templul trupului tău. Pentru că noi suntem templul lui Dumnezeu. Dacă este Iisus în inima ta, L-ai primit? Îl ai? Te are El pe tine? Este acest chivot, este Domnul Iisus Hristos prezent în viața ta? Doamne, nu lua slava ta de la noi. Nu ne lăsa să pierdem slava. Nu ne lăsa să cădem în ritual, pentru că așa de ușor cădem în ritualuri, doar în servicii religioase. Și să pierdem relația cu Tine. Doamne, nu ne lăsa să cădem în capcana religiilor false, Doamne. Și Doamne, adu-ne aminte ce înseamnă viață fără Tine. Fără Tine nu există viață. Fără Tine nu există viață pe pământul acesta. Fără Tine nu există viață dincolo. Mă rog ca Domnul să binecuvinteze pe toți cei care ascultă mesajul acesta și să beneficiem de slava Domnului, pentru că într-o zi Îl vom vedea față în față și ne vom bucura de această slavă. Binecuvântat să fie numele Lui. Vă invit să ne ridicăm în picioare și aș vrea să cântăm Lasă, Doamne, slava Ta. Haideți să cântăm cu toții Lasă, Doamne, slava Ta.